Alarmă falsă duminică în centrul municipiului Târgoviște. Traficul auto pe un sens și cel pietonal a fost restricționat. Stația de taxiuri de lângă fostul magazin Muntenia a fost evacuată după ce a fost semnalat miros de gaze. Pompierii imediat s-au deplasat la fața locului, au asigurat zona, în timp ce angajații de la Distrigaz au făcut verificări la fața locului. După toate verificările, pompierii au spus că nu a fost decât un simplu miros de canal. Tot în municipiul Târgoviște, cu o săptămână în urmă, a existat pericol de explozie la doar 5 metri de o benzinărie. Echipa de la Distrigaz a constatat atunci un defect pe conducta subterană de gaze naturale ce alimenta un complex comercial. Da,